Și asta a fost întrebarea. Despre asta le-ai scris la televiziune? Da, despre asta le-am scris, pot să citesc. Ia că aici să citesc. Acum, dorind mai pe scurt, că atunci nu mi-a răspuns, mă limitez la o singură întrebare și o anexă. Ar fi oare benefic pentru cetățean să cunoască cât ne-a costat Crol 1 și Crol 2? Cât ne-a costat Crol 1, Crol 2? Am insistat și nu am primit răspuns. Nu știu de ce, m-am gândit să scriu o scrisoare lui domnul Val Butnaru, am început deja a scrie pe urmă, iar m-am astea, băi, cât să scrim, cât și... Nu știm cum să procedăm ca să-i punem, nu știu cum, să dobândim răspunsul ăsta. Te ziceai că e o problemă personală, ce atât de personală ai luat cheltuială asta cu Crolul? Personală? Nu te doare atâta miliardul furat cât te costă investigația? Da, personală că cumva învinuiesc televiziunile astea, oamenii ăștia, care încă o dată eu îi foarte stimez pe dânsii, mă mândresc că sunt așa oameni, cu asta trăiesc, dar ei nu mi-au răspuns. Și vreau să știu acum din care pricină, că cei care au primit scrisorile astea le-au dus deodată la gunoi sau le-au dat, dar dumnealor n-au citit-o leacă, n-au intrat în esență, sau care e pricină. Asta e a mea personală, dar restul e tot pentru toată lumea. Acum aș vrea să spun că așa, despre furtul miliardului și ia ca și Crolul ăsta, cât sunt împreună, furtul miliardului nu a fost numai unul. S-au furat multe miliarde, dar în momentul ăsta, noi când vorbim de un miliard, vorbim mai de miliardul scos odată cu furta din trezoreria statului, din rezerva statului. Dar ca să scoată asta, trebuie înainte să fure un miliard din bancă, care tot era statului. Statul avea 56% la banca de economie acolo. Și iar care spune că acolo justiția nu găsește, nu știu cum, eu l-am auzit măcar odată să-l învinuiască pe președintele sau consiliul băncii ăștia. L-am învinuit pe un Gascheviș care era executor și ăla făcea și îi spune din banca de economie sau din orice bancă niciun leu nu iese fără ca să ridice mâna consiliul, președintele consiliului și consiliul. Dar dacă ai 56%, un singur om hotărăște tot. Înseamnă că dacă a ieșit din banca de economie atât datorită celui reprezentant al statului care ridica mânuța, de 56%. Și despre asta iar nu se vorbește. Dar eu aș avea de vorbit în chestia asta, miliardul ăsta, dar multe lume nici nu înțelege și așa e un miliard de euro, de dolari. Un miliard asta este cifra 1 cu 9 de zeruri. Cu 9 de zeruri. Asta înseamnă că dacă se le pui, dar noi știm că banii aduc bani, numai 1% pe an s-a venit de la miliardul ăsta, lașit, ia două zeruri de la urmă și rămâne 1 cu 7 zeruri. Asta sunt 10 milioane de dolari sau de euro pe an. Cum procent 10, venit cu 10. Și amu noi ne mirăm că ia ca șor face ceva acolo, de unde e bani sau cumva de unde e bani. Numai cât 1%, dar atunci spuneam banc pe vremea asta că era și 10% și 15% anual câștig. Asta e problema încă o dată. Aici eu pot să vorbesc mult, dar asta ne arată încă o dată că este mizerie, a fost și este mizeria asta în stat. Că întrebarea ar fi cum să ieșim din mizeria asta. Din mizeria asta ieșim iaca cu alegerile astea a președintelui. Trebuie să alegem un președinte care să fie responsabil, care să pui întrebarea, un parlament nou care să fie responsabil și să punem întrebarea de a recunoaște din nou, a recunoaște existența statului capturat. Să o luăm de la început, să lichidăm
Consiliul Superior al Procuraturii, Consiliul Superior al Magistraturii, un moment temporar acolo, Curtea Constituțională să fie, acum, să nu aibă dreptul să intervie cumva. Ne trebuie niște hotărâri neordinare ca să ieșim din mizeria în care suntem. Mata vrei revoluție ori o leacă de alegeri? Nu. Dacă vrei să desfințezi toate instituțiile statului, mai faci o revoluție, nu? Nu toate instituțiile statului. Dacă Curtea Constituțională, Consiliul Superior... Nu, da, dar acestea, Curtea Constituțională, la moment, e destul de responsabilă și destul de normal lucrează. Dar, vedeți că Curtea Constituțională, dacă, de pildă, ai eliberat, ai decis asta, Consiliul Superior al Magistraturii, păi intri Curtea Constituțională și spune că nu-i constituțional. Iar așa, dar trebuie încă o dată. Tot asta e revoluție mică, revoluție... Doar în justiție, am înțeles. Da, revoluție, eu știu cum să o numesc, acolo ai temporar acolo, peste locul, revoluții sunt chiar și cele mari, temporar, până la un timp, pe urmă începe a lucra legile, da? Fără asta nu putem, noi nu putem scăpa. Ma ta vrei o leacă de dictatură, să vină un președinte care îți desfințeze CSM și CSP, el să pună controlul pe justiție, ce garanții ai că o să impună un control onest, corect, în spiritul legii și nu să impună un control în spirit de gașcă, de partid? Președintele nici nu poate să facă lucrul ăsta. Păi exact. Președintele numai vine cu inițiativa în Parlament. Eu deja odată am spus că și Dodon poate să vină cu inițiativa în Parlament. Păi, în Parlament nu avem o majoritate care să susțină un guvern, dar mai majoritate care să modifice Constituția sau să desfințeze instituții. Păi da, dar noi vorbim că până la urmă trebuie să alegem onești. Înseamnă că depinde de noi pe cine o să alegem, toți alegătorii ăștia. Noi trebuie să înțelegem pe cine noi alegem și fără lucrul ăsta noi n-am să mergem departe și toate legile care sunt, ele sunt bune sau ceva, dar dacă oamenii, președintele, parlamentul nu se conduce de acele 10 legi nescrise care sunt în Biblie și au fost și la Partidul Comunistilor. Dar cam aberante și inadecvate vremurilor noastre. Nu, primele 5 porunci dintre acele 10 pe care le pomenești, ta despre iubire de Dumnezeu să nu iubești alt zeu. Noi vorbim despre să fii cinstit, dar eu nu le știu acolo, să nu furi, să nu bați, să nu acolo și așa mai departe. Sunt legile astea și ele au fost scrise și în când era țara sovietică la Partidul Comuniștilor, era scris acolo. Vezi că acolo nu era scris de Dumnezeu sau nu știu ce. Dar desigur că o credință careva este, dacă nu în Dumnezeu, dar credință în oameni. Pentru mine Dumnezeu asta este binele. Și eu cred în binele ăsta, în faptele astea bune, într-o asta. Asta e Dumnezeu pentru mine și socot că eu, nu știu cum, dar eu mă simt bine cu credința asta mea. Mulțumesc! Mulțumesc și eu!